având în vedere începerea anului școlar, la foarte multe școli sau grupuri școlare, creșe, grădinițe, anticipăm lipsa locurilor de parcare, astfel încât la școala gimnazială numărul 20 refacem sistemul la care ne referim de locuri de parcare odată, rezultăm vreo 30 cel puțin, inclusiv spațiu verde cu sistem de irigații și cu programatoare, iar bineînțeles trotuarul pietonal care deservește această școală gimnazială, astfel încât oamenii să nu mai circule prin carosabil cum era acum 2 săptămâni, o lună de zile. Înainte, parcările erau la nivel de beton, astfel încât în momentul actual toate parcările sunt asfaltate și vor fi marcate corespunzător cu vopsea albă.